Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a acordat astăzi cel mai înalt titlu academic, doctor honorius causa, doamnei Tan Sri Dato, profesor și vicecancelar al Universității Kebabstan din Malaysia, universitate cu care s-a încheiat astăzi un acord cadru de colaborare în domeniul educației, primul româno-malaysian din sistemul de învățământ românesc. Distincția oferită profesorului Tan Sri Dato Dr. Sarifaf Habsaf Syed Hassan Shahabuddin, ce a avut o contribuție deosebită în dezvoltarea învățământului superior medical din Malaysia, dar și în alte domenii, a venit la propunerea Facultății de Științe din cadrul Universității 1 decembrie 1918 Alba Iulia. Titlul doctor honoris causa al universității noastre se îndreaptă către doamna rectoră a Universității Naționale a Malaysiei, o personalitate importantă atât a vieții intelectuale, de cercetare și educative din Malaysia, dar o persoană cu o deosebită importanță în diversele structuri, așa după cum bine ați văzut din laudatio din întreaga lume. O persoană care s-a implicat activ atât în viața Malaysiei, cât și în viața multor țări din lume. La propunerea cărui departament s-a acordat acest titlu? Propunerea a fost de la Departamentul de Științe Exacte și Inginerești al Facultății de Științe a Universității noastre. Ambele universități avem de câștigat în acest sens, deoarece, având în vedere ceea ce se întâmplă la ora actuală în lume, protocoalele care trebuie semnate pentru a putea să aplicăm pentru anumite fonduri de cercetare, fonduri de dezvoltare, fonduri pentru școlarizarea studenților la diversele programe de studii, ambele universități avem de câștigat. Noi avem deja depus un proiect Erasmus Mundus, iar pentru a depune un astfel de proiect Erasmus Mundus era neapărat nevoie să fie parteneri atât din Uniunea Europeană, cât și din Asia și din alte țări ale lumii. Oricum este una dintre universitățile mari din Malaysia, nu știu sigur, poate ca și dimensiune, prima sau a doua universitate a lor, dar o universitate foarte importantă în viața statului malaysian. După acceptarea diplomei de doctor honoris causa, profesorul și vicecancelarul de la Universitatea din Malaysia și-a exprimat într-un interviu Alba TV admirația pentru oamenii din orașul nostru, accentuând totodată și calitatea actului educativ oferit de Universitatea Alba Iuliană. Romania, 1 December 98 University of Alba Iulia, 1 December 98 University of Senat in its meeting of May 2030 award the title Doctor Honoris Causa of 1 December 98 University of Alba Iulia to Professor Tan Sri Dato Seri Dr. Sarifaf Hafsaf Syed Hassan Shahabuddin, University Kebangsan, Malaysia, for the prestigious academic activity and outstanding contribution brought to the development of the partnership between of the two universities. I'm very honored to be here. This is my second visit to Romania. First time was to Cluj-Napoca, but I'm very happy to be in Alba Iulia this time to receive this important award from the 1 December 1918 University. It's very important because this university is named after a very important event in Romania. And we are a national university in Malaysia, and we appreciate very much that this university is named on the day that the Union of Romania was formed. So I'm actually very pleased to do this. By conferring the Doctor Honoris Causa on me, we expect to work very closely together. I'm honored that the university has recognized what I have done, and I will do my very best to bring greater collaboration, not only between our two universities, the National University of Malaysia and Alba Iulia University, but also between Romania and Malaysia. I find the people of Romania to be very warm and hospitable, just like the people in Malaysia. I come here, I don't see the difference because people here are very warm and very nice, and I appreciate that very much, and I think it's very good for Romania. I see a lot of opportunity, as I can see you have young people like Daniel Bras, the rector, and also a lot of his staff are very young and energetic, and they want to do so much for Romania, and they feel like collaborating with universities like us would help
we learn from each other. I'm also learning from Alba Iulia, that together I think we can help make a difference. Cert este că prin acordarea titlului de doctor honoris causa, una dintre cele mai influente personalități ale Malaeziei a devenit membru al comunității academice alba-iuliene, contribuind astfel la nașterea unei bune colaborări între cele două instituții.